răspândim mereu credința numele. Trimite asupra noastră, Doamne, Duhul Tău divin, să ne inunde sufletul setat. Cu grijă să putere vrem cuvântul să vestim și martori noi să fim neîncetat. Spre tine, ajută-ne să alegem dintre toate ce e bine. În grele încercări ar vrea să ne dezvine, îndreaptă-ne privirea către tine. Trimite asupra noastră, Doamne, Duhul Tău divin, să ne sufletul setat. Cu priștea să putere vrem cuvântul să-l vestim și martori noi să fim neîncetat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să fie cu voi și cu Duhul Tău. Fraților prea iubiți, participăm la această sfântă liturghie în cadrul căreia membrii Acțiunii Catolice, copii, tineri și adulți, depun adeziunea ca semn al dorinței lor de angajare ca laici pe drumul Sfințeniei, prin implicarea lor în biserică și în societate. Să-i însoțim la această sfântă liturghie cu rugăciunea noastră pentru ca ei să fie fideli angajamentelor pe care le-au luat. Sunt în fața altarului, membrii Acțiunii Catolice, înscriși în parohia Adormirii Maicii Domnului, care au ales să urmeze drumul lor de formare, în strânsă colaborare cu păstorii bisericii. Intenționăm ca prin acest gest să declarăm disponibilitatea și răspunsul nostru pozitiv în a parcurge cu fidelitate, deschiși spre toți ceilalți, etapele anului asociativ în curs, atât la nivel parohial, cât și la nivel diecezan și național. Voim ca prin această angajare să facem să crească darul de a fi în biserică laici responsabili în cadrul Acțiunii Catolice. Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele caracteristice ale Acțiunii Catolice enunțate în documentele bisericii. Ne bucurăm că declararea disponibilității noastre are loc în cadrul unei celebrări euharistice, care întotdeauna ne trimite spre ceilalți. Depun adeziunea pentru prima dată 5 copii: Bișoc Sebastian, Bișoc Ștefania, Bișoc Justin, Căliman Anastasia, Denuț Sabina. Renoiesc adeziunea 16 copii: Ambăruș Justin, Baciu Ingrid, Ciobanu Andreea Ioana, Dănilă Dragoș Matei, Dogariu Andreea Felicia, Dogariu Maria Antonia, Gârleanu Maria, Gherghel Maria Alesia, Gherghel Matei Ștefan, Giurgică Eliza Maria, Măi Mihai Dănușa, Penelea Maria Cezara, Penelea
Tiberiu, Petruț Ecaterina Maria, Regiu Matia, Simon Ingrid Brigita. Depun adeziunea pentru prima dată 8 tineri. Băcăuanu Nicoleta Ioana, Cochior Marius Lucian, Diac Alin Ștefan, Doroșcan Roxana Gabriela, Gabor Eduard Ciprian, Petra Mariana, Raindel Mihăiță Adrian, Vacaru Robert. Renoiesc adeziunea 45 de tineri. Adam Amalia, Ailenei Andrei, Albert Iulia Teodora, Antal Laura Denisa, Bartic Luciana Diana, Birtum Emanuela, Ciceu Adriana Giulia, Ciobanu Laurențiu Iulian, Cobzaru Elena, Cocu Andreea Mădălina, Crețu Cristina, Doboș Adela Elena, Doboș Robert, Dumitru Daniela Maria, Enășcuț Marcela Alexandra, Fărăuanu Narcis Fabian, Fechetă Rafaela Andreea, Feier Bianca Iuliana, Florian Alexia, Frona Paul Claudiu, Gherghelaș Maria Magdalena, Gherguț Ramona Claudia, Iuzan Gabriel, Hortolomei Andreea, Ignat Ana Maria Lucia, Ignat Daniel Andrei, Ilieș Bianca, Jitaru Silvia Georgiana, Mătășel Raimund, Micu Iulian Ion, Mihoc Ana Veronica, Moraru Ana, Noia Agneza, Pătrașcu Mădălina Alexandra, Păuleț Faustina Cristina, Popescu Mihai Andrei, Păuleț Ana Maria Cecilia, Radu Anca, Robu Tudor, Romila Cosmin, Roșu Simona Mihaela, Tălmăcel Ana Maria, Vieru Cosmin, Vințilă Andreea Ștefana, Zăpodeanu Dragoș Flavia. Depun adeziunea pentru prima dată doi adulți, Denuț Alina și Pădurarul Lucian. Renuiesc adeziunea 17 adulți, Biro Angelica, Biro Corneliu, Cioată Georgiana Cristina, Ciutea Ina, Denuț Dominic Laurențiu, Dumea Iuliana, Dumea Paul, Dumitru Celina Eugenia, Ferenț Margareta Marina, Florian Alina, Florian Dragoș, Gherghel Gabriela, Gherghel Vincent, Giurgică Carmen, Ianuș Adriana Mihaela, Rediu Albert, Rediu Daniela. Ne încredem în Bunul Dumnezeu și îl rugăm să ducă la îndeplinire lucrarea sa în noi. Ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și acești membrii ai acțiunii catolice să primească ajutor de la Dumnezeu și să fie responsabili în misiunea pe care și-au asumat-o singuri, ne recunoaștem acum păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu, recunoscându-ne slăbiciunile noastre și încrezându-ne total în harul și în iubirea Lui. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
puternic și milostiv, dă-ne, te rugăm, harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Dumnezeul vostru: mângâiați, mângâiați-l pe poporul meu, vorbiți la inima Ierusalimului și spuneți că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublu pentru păcatele sale. Un glas strigă: în pustiu, pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului. Ridică-ți cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului. Ridică-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu, vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată răsplata lui, este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma, cu brațul lui va aduna mieii și va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu, El vorbește de pace poporului Său și credincioșilor Săi. Mântuirea este aproape de cei care se tem de El și gloria Lui va locui pe pământul nostru. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Îndurarea și adevărul se vor întâlni, dreptatea și pacea se vor îmbrățișa, adevărul va răsări din pământ și dreptatea va cobori din ceruri. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Domnul își va revărsa bunătatea și pământul își va aduce roadele sale. Dreptatea va merge înaintea Lui și va călăuzi pașii pe cale. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru. Iubiților, aceasta să nu ignorați. O zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o singură zi.
Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci El este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel și pământul, cu toate lucrurile care vor fi găsite. Deci dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă și evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi. Dar noi așteptăm, după promisiunea Lui, ceruri noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. De aceea, iubiților, întrucât așteptați aceasta, străduiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur și fără prihană. Cuvântul Domnului. Aleluia! Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Așa cum este scris în profetul Isaia, iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, el va pregăti calea ta. Glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii și cei din Ierusalim veneau la el și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale. Mânca lăcuste și miere sălbatică și predica zicând, vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, cucernici, părinți, concelebranți, dragi copii, tineri și adulți, membri și simpatizanți ai Acțiunii Catolice, iubiți credincioși, de câțiva ani buni, în comunitățile din dieceza noastră de Iași, se trăiește un moment cu totul și cu totul special. Un moment particular. Un moment care vorbește foarte mult despre ce înseamnă pentru un creștin să simtă cu biserica, să își dorească să trăiască într-un mod cu totul și cu totul aparte, îndemnurile păstorilor sufletești. Iată așadar, astăzi și în parohia noastră are loc acest moment de sărbătoare, de bucurie, când copii, tineri și adulți se angajează în mod public să trăiască un raport mai special cu biserica, să devină, așa cum spune o frumoasă expresie, corresponsabil în misiunea bisericii. Și în Finlanda este astăzi sărbătoare. E sărbătoarea națională, pentru că, iată, astăzi se împlinesc 103 ani de când Finlanda și-a declarat independența. La polul opus suntem noi, creștinii, care ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie, ne declarăm nu independența, ci dependența față de Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Fără Dumnezeu, toate acțiunile noastre riscă să devină doar vorbe. Este așadar momentul în care noi împreună învățăm de la Dumnezeul nostru. Învățăm la această școală a lui Iisus, această școală a iubirii. Asociația profesorilor și educatorilor din spitale este o asociație nouă. Se ocupă, așa cum îi spune și numele, cu educația copiilor care, dintr-un motiv sau altul, suferă pe un pat de spital. Și într-o asemenea organizație din București a avut loc o întâmplare de la care vreau să pornim și să vedem ce anume trebuie să învățăm și noi
din această realitate. O profesoară a fost trimisă să continue lecțiile cu un copil care se afla în spital. Nu i s-a spus decât numele copilului, salonul în care se află și lecția la care ajunseseră colegii lui de la școală. Lecția despre substantive și adverbe. Profesoara a mers ca de obicei și a constatat cu tristețe că acest copil se afla la secția de arși. Nu era neapărat în stare gravă, însă s-a simțit stânjenită, ba chiar își reproșa cum să mai chinuie un copil care deja suferă. Însă, văzând o oarecare disponibilitate în ochii acestui copil, a încercat să își predea lecția despre substantive și adverbe. A doua zi, când s-a întors pentru a continua lecțiile, o asistentă i-a spus: Doamnă, dar ce ați făcut cu acest băiețel? Pentru că, iată, până mai ieri era pierdut și noi eram îngrijorați pentru că el nu vrea să lupte pentru viața sa. A aflat apoi profesoara că acel copil le spunea tuturor din salon: nu ar trimite nimeni o profesoară să repete substantivele și adverbele cu un băiețel aflat pe moarte, nu-i așa? Iată, iubiți credincioși, vreau să devenim conștienți că și noi, asemenea acestei profesoare, trebuie să predăm gramatica speranței. Trăim vremuri în care, într-adevăr, unii dintre noi au uitat ce înseamnă speranța. Trăim vremuri în care trebuie să ne angajăm împreună pentru ca să putem reaprinde speranța în sufletele oamenilor. Și cum vom reuși noi să predăm această gramatică a speranței? În primul rând, să pregătim calea Domnului, așa cum ne-a invitat cuvântul din prima lectură de astăzi. Și cum pregătim noi calea Domnului? Deschizând drumuri de speranță, așa cum ne-a invitat Preasfințitul nostru în scrisoarea pastorală. Ba mai mult decât atât, Preasfințitul ne-a reamintit cuvintele Sfântului Părinte: e rândul nostru, noi suntem responsabili, nu este nimeni altcineva care să facă acest lucru. Și cu atât mai mult, voi, dragi membri ai Acțiunii Catolice. Așadar, e rândul nostru, al tuturor, să deschidem drumuri de speranță, să pregătim calea Domnului, să avem curajul să mângâiem acolo unde este multă durere și suferință, să avem curajul să le vorbim oamenilor la inimă, să avem curajul să le spunem că Dumnezeu este păstorul nostru, că Dumnezeu este Cel care are grijă de oile sale, le adună pe cele rătăcite, pe cele bolnave le pansează, se ocupă de ele, le poartă la pieptul Său. Ce frumos! Făcând toate aceste lucruri, noi îi pregătim, de fapt, o cale lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, deschidem aceste drumuri de speranță. Cum mai pregătim noi calea Domnului? Făcând din familiile noastre, din comunitățile noastre, laboratoare ale speranței. Și cu siguranță, atunci când Preasfințitul
a folosit această expresie, s-a gândit în primul rând la familii. Iată, acțiunea catolică este o mare familie. Însă nu doar acțiunea catolică, nu doar familiile noastre, ci toată comunitatea noastră formăm o familie. Avem nevoie să devenim un laborator al speranței. Un laborator unde, iată, rugăciunea este cea care alimentează viața noastră. Nu este suficient să devenim laboratoare ale speranței dacă nu ne punem mai departe, așa cum ne spunea Preasfințitul, în slujba speranței, venind în ajutorul celorlalți, prin fapte de caritate, prin bunătate, prin atâtea și atâtea opere de caritate și voluntariat pe care nu doar cei din acțiunea catolică trebuie să le facă, ci noi toți. Predând celorlalți gramatica speranței, va trebui să așteptăm ceruri noi și un pământ nou, așa cum ne spunea Apostolul Petru în a doua lectură. Dar mă gândesc că Dumnezeu știa că pentru noi oamenii așteptarea poate să devină anevoioasă. Mă gândesc că Dumnezeu a luat deja o măsură pentru ca așteptarea noastră să nu fie zadarnică. Sfântul Ioan de Kronstadt spunea că liturgia este cerul pe pământ. Iată, iubiți credincioși, până la venirea cerurilor noi și al pământului nou, avem posibilitatea, ori de câte ori pășim într-o biserică, să pășim în cer. Și cu atât mai mult, practicând viața sacramentală, participând la sacramente, în special la jertfa Sfintei Liturghii, noi, de fapt, trăim deja în acest cer. E o responsabilitate în plus pentru cei din acțiunea catolică ca, într-adevăr, să anime participarea la jertfa Sfintei Liturghii. Voi, dragi copii, voi, dragi tineri, dumneavoastră, iubiți credincioși, adulți, aveți această datorie ca să participați cu mai multă pasiune la celebrarea Sfintei Liturghii, dar și a celorlalte sacramente. Predând gramatica speranței, în al treilea rând, îl vom face cunoscut, asemenea lui Ioan Botezătorul, pe cel care ne însoțește nu cu apă, ci cu Duh Sfânt, pe Iisus Hristos. Iată, Duhul Sfânt este cel care ne însoțește pe noi, vă însoțește pe voi, dragi membri ai acțiunii catolice, pentru ca, într-adevăr, să conștientizați faptul că suntem o familie, suntem familia lui Dumnezeu. Iisus Hristos este fratele nostru, iar mama noastră este Maica Speranței, cum o numim așa de frumos, pe Sfânta Fecioară Maria. Așadar, astăzi când voi, dragi membri, dați mărturie că toate le puteți face pentru că sunteți în Cel care vă întărește, în Iisus Hristos, să reînnoim și noi adeziunea noastră la învățăturile Bisericii, să reînnoim adeziunea noastră la iubirea și milostivirea lui Dumnezeu și să îndrăznim mai mult să predăm această gramatică a speranței celor care au uitat-o. Lăudați să fie Iisus Hristos!
urmează acum pronunțarea angajamentelor din partea celor de la Acțiunea Catolică. Le voi pune mai multe întrebări și ei vor răspunde cu promit, susținuți, bineînțeles, de Harul lui Dumnezeu. Așadar, fraților, deoarece ați fost chemați prin Harul lui Dumnezeu să colaborați la apostolatul Bisericii în Acțiunea Catolică, fiind adunați aici, în fața lui Hristos, invocând mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, patronul Acțiunii Catolice, vă pun următoarele întrebări. Prima, promiteți să vă angajați sub călăuzirea Papei, a episcopilor și a preoților, la formarea voastră creștină și să trăiți o viață cu totul conformă cu legea lui Dumnezeu și a Bisericii? Promit. Promiteți să mărturisiți cu mult curaj credința catolică pentru care am fost renăscuți de Dumnezeu și în care, cu ajutorul Harului Său, sperăm să rămânem fideli? Promit. Promiteți să răspândiți învățătura lui Hristos și a Bisericii în familiile voastre, în societate, la școală, în ambientul în care trăiți, pentru a vesti astfel tuturor mesajul evanghelic al iubirii? Promiteți să-i considerați pe toți cei înscriși în asociația voastră, Acțiunea Catolică, să-i considerați ca frați, conlucrând în spirit de caritate și comuniune, așa să vă ajute Dumnezeu, căruia să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Datorită condițiilor de pandemie, însemnele deja le au cei care fac pentru prima dată adeziunea, dar și ceilalți le au deja așezate pe ei, așa că le voi binecuvânta și apoi vă voi stropi cu apa sfințită. Doamne Dumnezeule Atotputernic, de la care ne vin toate lucrurile bune, te rugăm să binecuvântezi și să ajuți pe acești creștini, copii, tineri, adulți, pentru că am înzestrat cu aceste semne ale apartenenței lor la Acțiunea Catolică, să se poată dezbrăca de omul cel vechi și să îmbrace omul cel nou, care a fost creat după pentru împărăția ta. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
născute, am creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. La noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. Venit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși a venit cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul cu cer, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Iubiți frați și surori, chemați la convertire și mărturie, să-i cerem acum Domnului în rugăciunea noastră să ne deschidă inimile pentru a pregăti calea lui Iisus care vine, spunând împreună: Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca biserica să trăiască într-o continuă atitudine de convertire și să exprime, mai ales prin vigilență și rugăciune, așteptarea Domnului care vine, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca venirea Domnului să-i determine pe cei care trăiesc departe de credință să realizeze în ei înșiși, dar și în jurul lor, planul lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca deveniți oameni noi, prin puterea sacramentului botezului, să colaborăm prin convertirea personală la renoirea lumii în adevăr și iubire, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca tinerii care își pregătesc planurile pentru viitor să înțeleagă că numai în Evanghelie și în primirea Cuvântului lui Dumnezeu vor găsi puterea pentru realizarea planurilor lor, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca în fața suferințelor fraților noștri să nu fim copleșiți de teamă sau neputință, ci prin participarea la acest sacrament al iubirii divine să fim întăriți cu harul de sus, pentru a găsi întotdeauna un cuvânt, un gest de solidaritate și de încurajare, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca Duhul Sfânt să ilumineze pe conducătorii popoarelor, pentru a ști să construiască viitorul lumii cu înțelepciune, pe valorile durabile ale păcii și fraternității, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca toți membrii și simpatizanții Acțiunii Catolice să se implice mereu cu generozitate în activitățile din acest an asociativ, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Părinte atotputernic, lumina și speranța tuturor, fă-ne disponibil la acțiunea Duhului ca să retrăim noutatea nașterii Fiului Tău, Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Thank you.
dragostea sa. Și iată îngerul Gabriel pe joarei sfintei a apărut. Vei naște un prunc mântuitor și vei da numele Iisus. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, te rugăm, rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit o rânduire dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Universului. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Universului. Cerul și pământul sunt pline de-a ta slavă, Osana. Doamne, izvorul la toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău.
Dăruiți-vă pacea. Păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul, dar spune numai în cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Sunt înseptat de iubire.
Părinte Sfânt, în nemărginita ta iubire, mai dorit și mai creia, mai dăruit credința și mă chem necontenit la sfințenie. Cât de mult valorez pentru tine, luminează-mi mintea, deschide-mi inima și întărește-mi voința pentru a te căuta mereu pe tine, bucuria vieții mele. Iisuse Hristoase, Tu îți îndrepți privirea spre mine și mă chemi să fiu prietenul, ucenicul și mesagerul Tău. Îți mulțumesc pentru darul acțiunii catolice și pentru că eu fac parte din această mare familie. Fă ca, în mijlocul acestei lumi, ea să fie mereu în slujba Bisericii, animată de dorința de apostolat și responsabilă în misiunea Bisericii, împreună cu păstorii. Duhule Sfânt, care mi-ai oferit atâtea daruri, ajută-mă să -mi păstrez mereu dorința de a ieși din anonimat, de a mă implica în viața comunității și de a fi un mărturisitor al prezenței tale în lume. Sfântă Fecioară Maria, Regina Acțiunii Catolice, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife, patronul Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioan Paul al II-lea, patronul Acțiunii Catolice din România, roagă-te pentru noi. Amin. Să ne rugăm. Îndestulați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participarea la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Vă rog, luați loc pentru câteva anunțuri. Marți 8 decembrie este solemnitatea neprihănitei zămisliri. Sfintele liturghii vor fi ca duminica, 8, 9 și 15, 11, 16 și 18. În cadrul Sfintei liturghii de la ora 11 va avea loc hirotonirea a 17 tineri care s-au format în seminarul diecezan din Iași și în seminarul franciscan din Roman. Pentru a le asigura atât familiilor acestora, cât și preoților concelebranți spațiul și locurile necesare, îi rugăm pe ceilalți credincioși să se orienteze către alte liturghii. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare. Miercuri, 9 decembrie, la ora 18, Preasfințitul Iosif Păuleț va celebra Sfânta Liturghie și va ține cateheza în Biserica Sfântul Anton de Padova, Iași. Joi 10 decembrie este aniversalul morții martirice a fericitului Anton Durcovici. Vom marca în mod solemn acest aniversar în cadrul liturghiei de la ora 18, prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț. Concertul de Crăciun al corului Juvenes Ecclesiae va avea loc duminică 20 decembrie, începând cu ora 19, și va fi transmis online pe canalele audio și video disponibile. În acea duminică, liturghia de la ora 18 se va celebra la ora 17. Aviz celor care participă în mod frecvent duminica la liturghia de la ora 18. La biroul parohial sau la ieșirea din catedrală veți putea găsi calendarul bisericesc pentru anul 2021 în trei variante și numărul pentru luna decembrie al revistei Lumina Creștinului. Vă recomandăm cu drag pentru că veți găsi articole interesante și frumoase și în acest număr. Tinerii din Acțiunea Catolică au pregătit coroane de advent pe care le veți putea procura astăzi după Sfintele Liturghii, iar copiii de la Centrul de Deplasament Sfântul Iosif din Iași vor confecționa și anul acesta ornamente de Crăciun pe care le vor prezenta spre vânzare duminica viitoare.
Colecta de astăzi, a doua duminică din Advent, este pentru Caritas. Astăzi suntem chemați să ne exercităm dreptul la vot, participând la alegerile parlamentare. De persoanele pe care le vom vota, va depinde în mare parte bunul mers al lucrurilor în țara noastră în următorii 4 ani. Domnul să inspire și să-i ilumineze pe cei care aleg și pe cei care sunt aleși, pentru ca mereu să se facă voia sa, pentru că doar astfel ne va fi bine tuturor. Lăudat să fie Iisus Hristos! Urmează binecuvântarea finală, dar înainte de ea, am pregătit eu să spun mai mult, dar nu mai vreau să fac o predică, ci doar să vă felicit pe toți, în primul rând pe cei care pentru prima dată ați făcut adeziunea, cei care ați reînnoit-o și simpatizanții, pe toți vă felicit pentru disponibilitatea voastră de a sluji biserica și societatea, cum s-a subliniat bine, în cadrul acestei liturghii. Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat și se implică în formarea voastră și mă rog bunului Dumnezeu, Fecioarei Maria, în preajma sărbătorii căreia ne aflăm, neprihănita zămislire, Sfântului Iosif, Sfântului Ioan Paul al II-lea, menționat în rugăciunea anterioară, ca să vă ocrotească și să vă ajute și să vă facă rodnică această slujire în dieceza noastră. Dumnezeu să vă ajute pe toți și pentru cazul Sfântul Nicolae, cei care purtați numele de Nicolae sau derivate de la acest nume, noi preoții vă dorim din toată inima la mulți ani, sănătate, binecuvântări și cadouri multe pe care să le împărțiți și la alții, ca să ne bucurăm că este luna cadourilor, sărbătoare frumoasă și binecuvântată. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. Este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Să rămâneți la o fotografie cei din Acțiunea Catolică implicați în seara aceasta, ca să rămână și ca amintire o poză cu mască și una fără mască. Sfânta Liturghie s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace! Mulțumim.